Un afacerist din Galați a pus stăpânire pe o parte din faleza orașului și a refuzat accesul locuitorilor acolo. Culmea este că pe acel petic de pământ este amplasat și un monument ridicat în anii 70 pe care afaceristul nu s-a arătat deranjat să-l îngrădească. Poliția locală a venit la amendat și i-a cerut să dea jos împrejmuirea. Teo sunt. Și... nu a spus că vreți să mergeți la monument, la nimic. Dar e spațiu privat? Și panaua pe aici. Este spațiu privat aici? Dar e spațiu privat? Haideți, doamnă, că nu dau declarație aici. Cine cum? Sunteți? Teo sunt. Teo și mai de unde? De unde? De la Galați, de aici. Este cetățean. Este spațiu. Acest cetățean îndeplinește acum rolul de paznic al unui teren public pe care un afacerist local l-a îndrăgit atât de tare încât a decis să-l împrejmuiască și să-l ia doar pentru el. O să iei toată faleza, o să cumpere toată faleza, o să iei. Tot așa, câte o bucată, câte o bucată, câte o bucată și o să cumpere tot, că nu știu a cui este, a cui e terenul ăsta. Trebuie luat legătura cu primarul, să vadă, să vină cum stați. Nu? Păi, dar noi ce să facem? Ne luptăm acum cu toți aici care sunt de la MMA. De la... Și mai e și un aspect, eu sunt pescar, nu pot să am acces acolo dacă vreau să mă duc să pescuiesc. Oamenii au crezut inițial că primăria a vândut terenul cumva, însă nici vorbă de un astfel de contract. Terenul este parțial în proprietatea publică a statului român, în speță concesionat de către APDM și parțial în proprietatea publică a municipiului Galați. Nu cred că pot să mai fac ceva de acum. Încet, încet, să cam închid, cam toate. Desigur, se fac verificări și vom vedea la final care va fi situația. Dacă este ilegal, cu siguranță va fi desființată. Verificările nu au durat mult. Afaceristul a făcut totul ilegal. Acesta, conform contractului de folosință încheiat cu AFTJ Galați, a efectuat manevrele de acostare și legare la mal a pontonului, însă a împrejmuit ilegal spațiul verde destinat domeniului public. Proprietarul pontonului a fost amendat și i s-a impus ca în cel mai scurt timp să dea jos împrejmuirea pe care o făcuse după bunul plac.